Ioana Mihăilă a mai enunțat că, potrivit acordurilor cadru pe care Ministerul Sănătății le-a resemnate în acest moment, putem achiziționa încă de anul acesta până la 90.000 de doze suplimentare de vaccin anti-HPV. După ce o tranșă de 40.000 de doze de vaccin a fost distribuită săptămâna trecută către direcțiile de sănătate publică din țară. Am inițiat solicitările către, mă rog, și le vom iniția săptămâna aceasta către Institutul Național de Sănătate Publică și comisiile de specialitate pentru a extinde indicațiile atât ca vârstă cât și ca adresare, astfel încât să fie și băieții și fetele de alte vârste cuprinse în programul de vaccinare. Ministrul Sănătății spune că va cere STS o soluție pentru simplificarea programării la acest vaccin, după modelul programării la vaccinarea împotriva COVID-19. În acest moment, solicitarea pentru vaccinarea împotriva HPV se face înscris în cabinetul medicului de familie, iar medicii de familie trimit mai departe listele cu solicitări către DSP-uri și Ministerul Sănătății. Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a mărturisit că și-a vaccinat recent fetița împotriva HPV și vrea să-și vaccineze și băiețelul. Declar cu mândrie că mi-am vaccinat fetița în a doua zi de când vaccinurile au fost distribuite către direcțiile de sănătate publică și către medicii de familie, asta după ce am înscris-o pe listă în urmă cu un an și jumătate. Ce le transmit părinților este că și eu, alături de ei, sper să ajung să-mi vaccinez și băiețelul. El are 8 ani acum și cu toată încrederea, așa cum mi-am vaccinat fetița, îmi voi vaccina și băiețelul. În județul Suceava, anul trecut, s-au primit 1040 de doze care s-au dat pentru solicitările din anii anteriori. Alte 510 doze au fost primite săptămâna trecută și acum s-a ajuns la solicitările din ianuarie 2020. De atunci încoace mai sunt în jur de 400 de solicitări. Până anul trecut s-au strâns solicitări, anul trecut au fost primite o cantitate de 1040 de doze de vaccin, care însă a fost distribuită pentru beneficiarele înscrise în anii anteriori. Anul acesta, recent, săptămâna trecută, am primit cantitatea de 500 doze de vaccin, cu care s-a acoperit numărul de solicitări până în ianuarie 2020. În cursul anului 2020 până în prezent s-au mai strâns în jur de 400 de solicitări. Este important de înțeles faptul că medicii de familie, când ridică vaccinul de la Direcția de Sănătate, ridică toate cele 3 doze necesare pentru fiecare solicitant înscris. Astfel, noi dacă am primit acum 500 de doze, nu înseamnă 500 de solicitanți rezolvați, ci doar 160. Acest lucru se întâmplă deoarece medicii de familie trebuie să aibă siguranța că asigură toată schema de vaccinare și nu întârzie aplicarea rapelului 2 și 3 deoarece cumva se întâmplă să nu fie ajuns vaccinul. Pentru detalii despre vaccinarea anti-HPV, care sunt beneficiile și de ce aceasta este recomandată chiar și băieților, adresați-vă medicului de familie.